ziua tuturor! Este joi, 2 aprilie, suntem la, cred că, a 12-a sesiune de training legată de campusul virtual. Iar astăzi am să vreau să vă arăt două, să zicem, lucruri poate un pic mai simple și mai ușoare, dar care pot să vă ajute foarte mult în, atât în comunicare, cât și mai ales în gestiunea grupului din astăzi. Cele două sunt legate de calendar și de forum, de cum puteți să gestionați informațiile din calendar și din forum, dar iar la sfârșit vom lua întrebări mai întâi legate de acestea două și după restul de întrebări la care încă nu am răspuns în partea primordială. Am să intru direct în share screen. Okay. Bun. Nu știu dacă se vede, am să-l fac un pic mai mare ca să fiu sigură că se vede foarte bine. Acesta este cursul de tutoriale profesor, unde doar doream să vă atrag atenția că s-au mai introdus niște tutoriale și niște informații. De asemenea, și în partea de exemple de bună practică au mai fost introduse câteva. Domn profesor Silea, vă așteptăm și pe dumneavoastră cu ideea dumneavoastră de PowerPoint în partea de examinare, care mi s-a părut chiar foarte bună. Nu numai să-i supraveghez cu videoconferință, dar efectiv și problema să o aveți cu videoconferință. Ieri am făcut mai multe modificări un pic pe campusul virtual, care poate unele dintre dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră i-ați sesizat, pe alții nu, tocmai pentru a îmbunătăți rata de transfer și de acces pe campusul virtual și informațiile, fiindcă problemele cele mai multe apar, fiindcă sunt mai ales în această zonă, cum o numim noi, dashboard, deci prima pagină pe care intrați dumneavoastră, se vedeau foarte multe lucruri, erau foarte multe blocuri din acestea pe care noi le-am impus să existe, mai ales atunci când campusul virtual a fost folosit, să zicem, într-o proporție de peste 50% de studenți de la învățământ la distanță sau de la învățământ cu frecvență redusă și care sunt răspândiți cam în întreaga lume și pentru care am vrut să existe niște unelte mai ușor la îndemână. Așa că probabil ați, nu știu dacă ați sesizat, dar ați văzut că vă lipsește calendar și încă câteva unelte din zona dumneavoastră și de aceea vreau să vă arăt că toate uneltele care noi nu le-am șters, ele sunt acolo și dumneavoastră puteți să le și aduceți și o să vă arăt acum pe scurt cum, dar asta numai să știți că dacă le aduceți ar putea din nou să vă încetinească rata de încărcare, mai ales a primei pagini sau anumitor funcții, fiindcă el tot timpul trebuie să facă setări și fiecare log de la fiecare acțiune să o salveze în baza de date. De care vă spuneam sunt calendar și fișierele mele. Deci aceste două blocuri sunt acum, nu mai sunt obligatorii pentru toată lumea, cum erau până ieri, și dar care au rămas întotdeauna în meniul meu. Iar meniul meu trebuie să existe în principiu la toată lumea vizibil, chiar la începutul paginii și sunt cele de aici. Deci profil, mă rog, blogul meu, care este un blog privat, care nu ține de un curs și care unde puteți să scrieți și să faceți și vizibile ceea ce publicați dumneavoastră în afara campusului virtual, calendar și fișierele mele. Deci acestea două, calendar și fișierele mele, le regăsiți cel mai ușor de aici sau, dacă nu, la fel, din această zonă de profil, de unde puteți să găsiți toate elemente care le aveți. Acum am să vă arăt această parte de calendar și cum se poate intra în ea. Deci cel mai ușor se intră de aici, da? Și am să vă zic de ce este totuși atât de util acest calendar. În acest calendar, după eu l-am deschis ca să fie mai simplu să existe, deci dumneavoastră când veți intra în calendar veți vedea același lucru, dar vă rog să încercați să vă limitați acum accesul prin campusul virtual, să vă uitați doar la ceea ce eu vă arăt, după aceea puteți să vedeți înregistrarea și să exersați de câte ori doriți dumneavoastră acest lucru. Când intrați în calendar, automat veți vedea 3 luni și veți vedea toate elementele care există introduse în campusul virtual ca și o dată în acel calendar. De exemplu, dacă eu mă duc acum la martie 2020, voi putea să văd absolut toate activitățile care îmi sunt alocate mie.
Cele care sunt de tipul acesta, cum este aceasta, unde scrie activitatea 1, da? Aceasta este o, cum să zic eu, o activitate care este legată de una dintre activitățile pe care dumneavoastră ați definit-o într-un anumit curs. De aceea este foarte important să dați termene de realizare a unor activități, pentru că acele termene de realizare ale unor activități sunt trecute automat în acest calendar. Acest calendar, mai ales pentru utilizatorii de campus virtual și pe platforma mobilă, permite salvarea tuturor acestor elemente din calendar în calendarul telefonului mobil sau în calendarul de pe calculator. Adică studenții primesc notificare când au de realizat ceva. Le apare în calendar că trebuie să facă ceva. Fie că este predarea unui proiect, a unui laborator, o întâlnire, chiar o întâlnire online în această situație sau un examen. Deci toate acestea trebuie să le introduceți dumneavoastră aici. Unele sunt create automat, cum sunt cele legate de activitate. Și am să vă arăt, de exemplu, în cazul acesta, îți spune că este o activitate legată de un curs, îți spune că este un eveniment al unui curs, îți spune care este cursul și îți spune ce text ai scris tu în acea activitate. Și am să vă și arăt una dintre ele. Iar mergând la activitate, imediat te duce la acea activitate care există, este o activitate de curs și pe care poți să o vizualizezi și să o și realizezi. Iar această informație, exact în acest mod în care o vedeți dumneavoastră, poate să fie salvată în calendarul personal al fiecărui utilizator care este înrolat în acel curs, dacă este o activitate de curs, sau care este înrolat în campusul virtual, dacă este o activitate generală pentru campusul virtual. Și acest lucru este foarte util în a vă ajuta și pe dumneavoastră, dar și pe studenți să-și planifice activitățile și când au ceva de făcut și de predat. În același timp, după cum vedeți, apar, să vă arăt cum arată. Deci m-a dus direct la activitate. Deci pot să o și realizez, să o încarc, să zic, deci asta a fost o activitate care a trebuit predată și pe care pot să o vizualizez și să văd răspunsurile și să o și predau. Deci pe mine mă ajută ca și cadru didactic, dar mai ales îi ajută pe studenți. Celelalte activități care, să zicem, pe lângă cele care sunt de activitate clar, deci care pot să fie de toate tipurile, după cum vedeți, este aici una legată de alegere, de choice. Una este de o întâlnire, da? Deci o întâlnire pe care a realizat-o. Alta este de o întâlnire pe Zoom. Vedeți că apare efectiv că este o întâlnire online și care mi-apare că trebuie să fie introdusă acolo. Sau alta este o întâlnire de un raport. Deci ăsta este de curs, de exemplu, cum a fost raportul pentru cadrele didactice care au ore la învățământ la distanță și cu frecvență redusă, când au trebuit să-și predea raportul. Deci sunt toate aceste activități, dacă sunt făcute corect și cu termene, ele sunt salvate imediat în calendar. Dacă se utilizează corect campusul virtual și calendarul lui, deci permițând ca aceste informații din calendar să fie introduse în calendarul personal al fiecăruia dintre dumneavoastră, automat primiți notificări despre ele. Bineînțeles, nu primiți notificări de la toate activitățile, decât de la cele din cursurile dumneavoastră sau din cursurile în care sunteți alocat. De exemplu, dacă sunteți parte din cursul de tutoriale profesor, ce activități putem noi să trecem în cursul de tutoriale profesor, le veți și primi dumneavoastră. Pe lângă acestea, așa cum am zis, apar și acestea care sunt prezență. Da? La mine vedeți că sunt mult mai multe pentru că sunt de la toate orele pe care le am și dacă mă voi duce la oricare dintre ele, să zicem la cea din data de 23, îmi va zice că este un eveniment al cursului și că este prezența care a fost realizată pentru un anumit curs care l-am avut luni. Și mergând direct la el, pot să și văd care este situația acelei prezențe. Deci în momentul în care dumneavoastră faceți o activitate de prezență pe care am arătat-o, ea imediat se va salva aici. Acum, doriți să faceți, acestea sunt salvările automate în calendar care sunt realizate din cauza activităților pe care le realizați, fie că sunt de curs, fie că sunt generale, dar în special activitățile care sunt de curs. Ce, de exemplu, poate nu poate să apară, deși, cum v-am arătat aici,
poate să apară efectiv un eveniment de curs pentru o întâlnire Zoom cu linkul efectiv către Zoom, da? Trebuie să introduceți dumneavoastră, de exemplu, activitățile legate de o întâlnire online sau de alt tip de întâlnire, de o întâlnire față în față, când va fi cazul, când ne vom reîntoarce la școală, care nu sunt activități automat create. Dacă dumneavoastră creați o activitate de prezență la fiecare întâlnire față în față, ea atunci va apare. De exemplu, cum am eu create, pentru fiecare dintre întâlniri le-am create, fiindcă știu că sunt repetitive și v-am arătat în prezență cum se creează repetitiv acest lucru. În fiecare săptămână, marți la ora 18, am curs, asta până în 30 mai s-a creat automat toate prezențele și studenții o au, știu exact despre ce este vorba și eu nu mai trebuie să le trec prezența. Dar există alte activități. De exemplu, o activitate de examen, fiindcă aceasta am vrut să vă zic, în care nu poți să vezi, nu ai cum să o treci, pentru că numai dacă examenul este un test grilă, dacă e o activitate pe care o faceți. Dar dacă, de exemplu, dați un examen de alt tip, atunci trebuie să faceți acest lucru manual. Și acest lucru se face de la eveniment nou. Cred că mi se și uită lumea prin casă la internet, că azi dimineață mi-a mers netul foarte prost acasă, deci acum o săptămână fix, nu știu, cred că joia am eu o chestiune, mi s-a întâmplat exact același lucru, că mi-a și căzut internetul în timpul prezentării, dar acum chiar nu înțeleg de ce nu merge. Mi-a mers foarte bine campusul virtual mai înainte. Facem un reload. Încerc într-un alt curs. Și cred că nu mă blochez așa. Păi, mie mi se întâmplă acest lucru sau este efectiv iarăși să știu dacă e de la mine, că internetul meu merge prost. La orice încărcare merge așa. La orice încărcare. Și aseară și acum de dimineață tot greu am mers. Mie mi-a mers așa de bine dimineață că chiar am zis că uite ce viață faină pe mine. Eventual, da. ca toți ceilalți să ieșim de pe campusul virtual care suntem la cursul da, acesta. Uitați, acum merge. Are mici sincope. După mine, are mici sincope, fiindcă v-am zis, se salvează toate informațiile în bază date. Dacă chiar atunci mai multă lume vrem să facem ceva, poate să apară acest lucru. Din păcate, nu avem o soluție în condițiile actuale de criză pentru asta, pentru că și serverul unde se află el este un server foarte puternic pe Hetzner, deci care până acum mergea bine, acum merg la 25% din viteză ne-au dat numai. Că nu, na, deci internetul în toată Europa este extrem de solicitat și nu există infrastructură și nici n-ai cum să crești infrastructura în 10 zile și nu sunt resurse pentru asta. Numai nimeni nu își pune problema să mai facă niște conexiuni la satelit sau chestii de genul ăsta ca să avem internet mai bun. Deci asta este, trebuie să o înțelegem cu toții și mie pe mine mă deranjează foarte tare, dar trebuie să ne învățăm că asta este. Deci, noi în acest moment, cum să zic, după carte și după absolut toate informațiile și după discuțiile cu Moodle și în Australia și în Spania, peste tot cu colegii cu care lucrăm din exterior,
am făcut tot ce se putea face ca să îmbunătățim rata de transfer. Deci mai mult de atâta nu mai știm ce să-i mai facem. Poate mai încercăm. Nu? Să nu vă imaginați că ne-am dat bătuți, dar asta este. Și nu-i numai la noi, că toți colegii mei cu care colaborez și cu care discut aproape în fiecare săptămână, avem o întâlnire online, mai mulți care lucrăm și ne dăm și tot, cum schimbăm între noi foarte des informații, toți se plâng de aceeași problemă. Deci asta e. Acum temporar ar putea să ajute faptul că ieșim cu toții. Dați logout. Eu am dat, a ținut cam un minut, dar acum am ieșit. Da, bineînțeles că ajută. Absolut orice utilizator în minus, mai ales dacă este pe calendar, cu atât mai mult. Bun, acum ați văzut, am făcut click pe eveniment nou și în momentul acesta mi-apare efectiv o fereastră care îmi permite să scriu ce tip de eveniment este. Eu voi zice acum că este examen pe 3, de exemplu, că este prezentarea a treia. Voi stabili în ce dată este el trecut, la ce oră, da? Și ce tip de eveniment este. Aici trebuie să aveți foarte mare grijă, că puteți să creați evenimente pentru grupuri. De exemplu, ați creat un grup cu restanțieri în cursul dumneavoastră. Ați creat un curs, un grup, nu știu, pe o anumită limbă sau cum sunt grupurile de anumite limbi străine sau un alt grup în cursul dumneavoastră. Atunci puteți să selectați că este de grup, da? Și atunci vă va permite să faceți o selecție după grupe. Eu am foarte multe grupuri, de-aia gândește foarte mult la mine, că fiind administrator am acces în destul de multe grupuri și acum n-am să fac pe acest mod ca să nu blochez de tot campusul virtual, fiindcă dacă vreau să fac o activitate de grup, eu ca și administrator mă duc în acel grup și acolo fac activitatea. Dumneavoastră nu-i nevoie că nu puteți aveți, nu știu, 25 de grupe sau ceva de genul ăsta încât să aveți probleme. Cealaltă posibilitate este de curs. Deci în care zic că este o activitate de tip curs. Și în momentul acela, tot așa, mi se deschid care sunt cursurile în care vreau să creez această activitate. Din nou, dacă fac acest lucru, fiind deja în curs, mergând în calendar când sunt într-un anumit curs, da? În momentul acela se va crea automat, îmi va apărea acel curs, activitatea. Da? Acum eu o fac din afara cursului, deci după cum se și vede de aici, este din pagini de site, din calendarul major, tocmai ca să vă pot arăta toate opțiunile. Poate să fie de categorie, deci nu cred că dumneavoastră aveți dreptul să, decât cred că decanii pot să scrie în calendar o informație de categorie. La noi categoriile sunt asimilate cu specializări și cu, cu facultăți. Aud niște sunete, puteți, vă rog frumos, să puneți pe mute all pe toată lumea, că aud click-uri și... În condițiile în care selectați categorie, cum a zis, care este pentru foarte puțină lume, atunci va fi vizibil acea informație în calendarul tuturor sau poate să fie de site, asta este valabil doar pentru noi administratori, care este valabil pentru tot campusul virtual. Deci dumneavoastră veți putea avea o activitate de utilizator, care e o activitate care este personală a dumneavoastră. Deci dumneavoastră vă creați o activitate, un reminder acolo ca să știți că trebuie să faceți ceva la un anumit moment. Este o activitate de grup, deci este dedicată unui anumit grup, așa cum v-am arătat că ați creat grupurile pe care le-ați creat atât în cursurile dumneavoastră, fiindcă grupele se creează în special în cursuri, sau este activitate de curs. Eu am să-i spun că e o activitate de curs și am să o selectez să fie parte dintr-un anumit curs și am să-i zic că e în cursul de tutoriale pentru profesor, ca să vă pot arăta după aceea că ea a fost trecută și mi-a apărut automat cursul. V-am zis, dacă aș fi făcut acest lucru din cursul de tutoriale profesor, ar fi apărut automat că este în acel curs. Da? Acum fac descriere aici, că este un examen online, în Zoom, și pun link. Da? După cum vedeți, absolut toate elementele standard, inclusiv cele de ecuații, inclusiv cele de embedded, în care să putem să punem clipuri video, există aici. Da? Eu voi face că este un link și
și voi scrie că este un link de tip Zoom. Nu-l voi copia acum și automat îmi creează un link direct către acea întâlnire sau către acea întâlnire. Trebuie, dacă este o întâlnire care va fi, să zicem, față în față, pot să scriu că este, nu știu, B2D6, să zicem, sau ceva de genul. Este din nou foarte important să pune durata. Altfel, ea apare ca o activitate ca și orice altă intrare în calendar, foarte redusă, foarte mică. Eu voi spune că da, durata este în 5 aprilie până la ora 11:55, să zicem, va dura acest examen, sau pot să spun că este o durată în minute de 60 de minute. Din nou, dacă acest eveniment se repetă, pot să fac click și să-mi spună cât timp se repetă. Se repetă săptămânal, de câte ori se repetă, da? Să zicem de 7 ori, el se va repeta de 7 ori în 7 săptămâni. Voi scrie doar 2 ca să vă arăt acest lucru. Și voi spune salvează. Da? Și în acest moment, mergând în cursul, acum sunt în cursul de tutoriale profesor, deci dumneavoastră îl puteți vedea fiindcă l-am pus acolo, mi-apare această activitate. Eu acum am uit efectiv la ea, în care făcând click pe ea, îmi apare efectiv că a fost creată cu o incidență de 2 ori, fiindcă ea scă de 2 ori să se repetă, în ce dată, la ce oră și tot. Și ea mi-a apărut așa. Automat pot să export tot, fie tot calendarul, făcând click aici, mai că trebuie să am un pic de răbdare. E foarte mare, calendarul meu e plin, vedeți, cu tot felul de activități, cu tot felul de predări și încă nici nu este atât de plin, fiindcă acum nu văd, să zicem, toate activitățile tuturor. Acum așteptăm un piculeț să vedem, ca să vă arăt cum se poate exporta acest calendar dacă doriți să-l exportați pe calculator la dumneavoastră și să-l sincronizați astfel cu calendarul dumneavoastră. După cum vedeți, aici apar, să zicem, niște butoane, vi le arăt pe acestea până atunci, care vă permit să ascundeți anumite evenimente. În momentul în care ele sunt selectate, vedeți că scrie ascunde global evenimente, nu mai vedeți anumite evenimente. Deci dacă dumneavoastră dintr-o eroare, ele implicit sunt vizibile toate. Dar dacă cumva dintr-o eroare ați selectat acest lucru, că nu vreți să vedeți aceste evenimente, fie din profilul dumneavoastră, din preferințe, fie de aici, astfel le veți putea vedea. Deci dacă cumva se întâmplă că nu puteți să vedeți anumite activități sau anumite evenimente, de aici le veți putea vedea fără niciun fel de probleme. Da? Din păcate, văd că stau foarte mult acum. Știu cum mi se întâmplă, merge foarte bine înainte, în momentul în care încep să fac prezentarea, avem probleme. Deci asta mi se întâmplă, văd că din ce în ce mai des acum. Așa, mi-a apărut exportă calendar și aici mă întreabă ce fel de calendar vreau. Și de asemenea, vedeți că îmi spune foarte clar că dacă am un calendar care îl țin în Google, în Outlook, cum sunt cele mai des întâlnite calendare la ora actuală, fiindcă ele sunt standard, fac parte din pachetul Microsoft Office, care îl avem toți din Outlook-ul de e-mail și se poate salva acolo, sau este Google Calendar pentru cei care utilizează adrese de Gmail sau așa ceva, puteți să faceți click aici și vă spune efectiv cum puteți să-l exportați și să-l importați acolo și să se facă automat acest lucru. Da? Fiindcă în momentul în care dumneavoastră selectați ce anume să fie, să zicem, că sunt cele recente, obțineți un URL. Exportându-l acesta sau un fișier de tip ICS, fie că oricare dintre variante îl faceți și îl importați în calendarul dumneavoastră, veți avea constant o legătură cu calendarul de pe campusul virtual. Dacă folosiți aplicația mobilă de pe telefonul mobil al dumneavoastră de campus virtual,
aveți la preferințe opțiunea prin care să spuneți că să permiteți ca informațiile din calendarul dumneavoastră din campusul virtual să fie salvate în calendarul telefonului. Și atunci primiți automat toate notificările și orice modificare se face în campusul virtual, de obicei de dumneavoastră, fiindcă sunteți profesor, vă va apărea și în calendarul de pe telefon. E foarte simplu, uneori să ții evidența activităților care le ai, a întâlnirilor cu studenții, a examenelor, a când aveți ceva de corectat sau așa ceva. Deci aceasta este informația legată de calendar și care am vrut să vă arăt. E foarte simplu, eu v-am explicat mult mai mult poate decât ar fi trebuit pentru aceasta, dar am vrut să înțelegeți care e rostul ei din punct de vedere instrucțional mai ales. Deci nu e doar un simplu calendar, ci funcționează ca un fel de notificare pentru studenți și pentru dumneavoastră că aveți ceva de făcut. Apare acolo. Un calendar care e gol nu-ți atrage atenția că ai ceva de făcut. De aceea este important și ca și un altă motivațională pentru studenți. Și acum am să încerc să merg într-un curs din nou, să mă joc un piculeț, să mă duc într-un curs de test, să vă arăt partea de forum. Da? Deci, de ce aveți, toate cursurile sunt create standard cu un singur forum, care este un news forum și care este un forum care se trimite către toată lumea și care este forumul general pentru toți participanții. Dar există și posibilitatea prin care, sunt într-un alt curs. Încerc scuze, nu vreau să distrug cursul pe care lucram. Numai un pic că vreau cursul de test. E bine. Că ăsta e un curs de test. M-am încurcat eu, am crezut că este un curs al cuiva, dar cred că sunt cursul în care eu m-am mai jucat de-a lungul anilor pe el. În momentul în care doriți să creați o activitate de tip forum, în care să discutați doar cu studenții, să vedeți doar anumite lucruri cu ei, să puteți să informați pe studenți de anumite lucruri sau, de exemplu, ca un forum cum avem noi în calculatoare, în care să fie de întrebări și răspunsuri, puteți să creați această activitate de tip forum pe care am să vă arăt acum. Un pic să intru în modul de editare. Dar văd că sunt foarte multe mesaje care merg pe chat, fiindcă le văd, dar din păcate nu mă pot uita acum pe moment. Am să le reiau după aceea. Nu înțeleg ce se întâmplă acum. Am mers dimineața, am făcut încărcări, ne-am dat note la studenți. În final. Bun. Și acum am să adaug, de la adaug activitate sau resursă, forum. Da? Vedeți că se numește exact așa, forum. Și în momentul în care îl voi adăuga, voi fi întrebată câteva lucruri. În primul rând, tipul de titlu pe care l-am. Titlul este bine să nu fie doar forum, să zicem, ci să fie un titlu care să indice ce tip de activitate doriți dumneavoastră să realizați cu studenții. De exemplu, eu vreau să fac un forum în care ei să-și dea cu părerea și să discute o anumită unealtă. Da? Deci să zic discuție Zoom. Vreau să aflu care este părerea lor, să le pun câte o întrebare despre Zoom, despre cum au lucrat ceva în el și să și răspundă. Aici se scrie partea de introducere, deci ceea ce dumneavoastră le cereți de fapt lor să scrie și ce informații trebuie să dea. Și acum vin celelalte informații destul de importante.
În primul și în primul rând, forumul standard este forumul standard pentru general. Adică este un forum cum este News Forum, în care toți participanții în principiu pot să scrie, toată lumea vede răspunsurile, ele se afișează efectiv una după alta sau nu. Celelalte tipuri de forumuri sunt, de exemplu, forum întrebare și răspuns. Este un forum care permite, inițial m-am gândit să creez mai multe și să vă arăt diferența dintre ele, dar acum mi-e frică că o să dureze foarte mult acest lucru, deci nu mai vă explic. Forumul întrebare și răspuns, efectiv, se vede doar o întrebare pe o pagină. Pot să fie mai multe, toate întrebările sunt salvate și studenții pot să răspundă la ea. Deci este cum erau forumurile pe vremuri, în care tu aveai o întrebare tehnică și nu știu câtă lume îți răspundea. Deci când căutați ceva pe net, cum să folosiți o anumit soft, acest tip de forum îl vedeți. Este foarte util, poate chiar pentru cazul acesta de exercițiu în care eu vreau să le pun o întrebare, o problemă și ei trebuie să-mi găsească mai mulți dintre ei soluții pentru ea. Da? De asemenea, pot să limitez că fiecare student să publice o singură intervenție. Deci creez un forum pe un anumit topic, pe un anumit subiect cum este acesta și nu pot să tot comenteze mai mulți studenți la el. Deci e un forum care poate să simuleze chiar o activitate de test, să zicem, sau de activitate de evaluare a studenților, încât ei să dea un singur răspuns, deci să nu pot să dea mai multe răspunsuri, sau pot să fie doar răspunsuri de intervenții simple, deci în care nu au toate uneltele acestea din, să zicem, standard de blog, sau poate să fie un forum care arată ca un blog, deci în care se publică informațiile cu comentarii, cu răspunsuri, cu taguri, deci care seamănă puțin mai mult cu un blog, dar în care poți să creezi și anumite topicuri, deci în funcție de anumite subiecte să le creezi. Eu acum am să vă arăt, de exemplu, forum întrebare și răspuns, pentru că de acest tip, să zicem, că am creat acest lucru. Și acum voi face disponibilitatea. În momentul în care voi zice că termenul de predare este 6 aprilie și la o anumită oră, acela e termenul de predare. Ca întotdeauna pot să am și opțiunea de cut-off date. Da? Pentru că atunci când eu selectez acest lucru, vă rog foarte mult să nu mai trimiteți mesaje. Team, my team, this is for my team, echipa mea. Că tot nu pot să le rezolv acum. Deci în momentul în care acest lucru se scrie aici, se face cut-off date, automat nu pot să mai predea nimeni nimic după acest termen. Deci acesta este o, cum să zic, eu nu-l recomand, fiindcă întotdeauna, mai ales conform regulamentului nostru, care studenții pot să mai vină la prelungiri, să mai dea de 3 ori anumite activități, vă îngreunați dumneavoastră activitatea. Dar termenul de predare este obligatoriu, punându-l așa, el va apărea automat și în calendar. Neselectându-l, nu apare nimic în calendar. Deci, după cum vedeți, acest tip de forum îl creez ca o activitate pentru studenți. După aceea pot să selectez ce tip de attachment pot să fie adăugat acestui fiecărei postări. Deci fiecărei postări, numărul maxim care el poate să fie și dacă să afișăm și numărul de cuvinte. Nu știu, poate la limbă sau în anumite lucruri, este important că le-ai spus că vreau să nu-mi răspundă mai mult de 50 de cuvinte pentru fiecare răspuns. Să-mi creeze răspunsuri la o întrebare, le dau o activitate în care să scrie fiecare, nu știu, cât e de ziua lor de frumoasă în engleză și atunci le spun că trebuie să scrie 50 de cuvinte acel lucru. Da? Subscription and tracking. Acest lucru este subscrierea care permite cum să primești informațiile. Deci, cum ați văzut, într-un forum standard, orice postare se creează, se trimite mail la absolut toți cei participanți există. Dar există și posibilitatea ca acest lucru să fie anulat. Da? Și acest lucru se face prin optional subscription, deci te înscrii opțional, fiecare se înscrie dintre utilizatori, dintre studenți, că vrea să primească notificări, inclusiv dumneavoastră, că vreți să primiți notificări de fiecare dată când se face o introducere nouă în acest forum. Forced subscription, când e obligatoriu pentru toată lumea, auto subscription înseamnă că există care a fost setarea de la preferințe în profilul fiecărui utilizator. Deci dacă tu ai
în profilul tău de utilizator, cum v-am spus, de exemplu, să vă dezactivați ca să intre mail-urile constant, că doresc să primești o singură dată un digest, un mail cu toate postările de pe toate forumurile de unde sunteți înscriși din cursuri la sfârșitul zilei sau o dată pe săptămână, și acest lucru se face din preferințele fiecăruia de la mesaje și de la forum, din profil. Deci de aici, din click dreapta, din preferințe. Da? Și în funcție de acel lucru, de ceea ce tu ai optat, fiecare utilizator, deci dumneavoastră nu mai puteți să controlați acest lucru pentru studenții pe care aveți în curs, se va întâmpla. Deci dacă este auto-subscription. Deci. Și subscription disabled, nimeni nu poate să se înscrie și să primească notificări de la acest forum. Dacă se urmărește citirea intervențiilor de pe acest forum, adică dacă se vede câtă lume l-a citit și cum. De exemplu, cum am eu activat pentru anumite forumuri și inclusiv pentru cursul de tutorial profesor, primesc notificare, adică nu notificare, am acolo o informație care îmi spune, da, 50 de persoane au citit acest forum. Deci, încât să știi câtă lume l-a citit. Din nou, este o informație care este preluată din forumurile de suport, de help, mai ales pentru aplicațiile software. RSS, asta înseamnă că poți ai un feed RSS, deci sunt pentru uneltele care sunt de tip RSS, deci uneltele de full technology, deci care culeg imediat informațiile online și le trimit și care pot să vină fie prin e-mail și câte tipuri. Dacă nu le lăsați așa cum sunt, să le spuneți că să fie niciunul și în momentul acela nu se poate activa partea de RSS dacă nu știți despre ce este vorba. Discussion locking, da? Asta înseamnă că tu blochezi discuțiile. Într-un forum, după cum ați văzut, poți să răspunzi la o postare. Depinde de ce vrei. Dacă eu vreau să fac o activitate de discuție Zoom în care să le pun o întrebare și ei să argumenteze fiecare pro și contra sau să spună care sunt soluțiile pe care le-au găsit la acea problemă pe care eu le-am ridicat-o, atunci trebuie să existe că discuțiile sunt libere. Dacă nu, poți să le blochezi pentru o anumită perioadă, da? Sau poți să le blochezi după o anumită perioadă de inactivitate. De ce sunt utile acest lucru? Mai ales pentru forumurile mai vechi care există și care nu se șterg, deci pot să rămână acolo în campusul virtual și de la un semestru la altul și doresc să, cum să zic, să dispară și să nu mai fie disponibile pentru ceilalți. Există de asemenea o limită pentru blocare, din nou asta lăsați-o așa, și cel mai important este dacă vreți să dați notă pe el. Da? Deci grading înseamnă notă. Da? Și aici scriem, da, vrem să dăm puncte. Câte puncte maxim? 100 sau 10? Ce tip de notare? Notare simplă, din nou, categorie, astea vi le-am arătat. Vreau să facă parte din nota de activitate. Există o notă de trecere? Da, 5. Există setarea standard că studenții sunt notificați când primesc notă? Da. Deci pot să dau notă direct pentru această activitate care este, nu este doar activitate de tip forum în care eu îi anunț pe studenți că au de făcut nu știu ce activitate. Aceea este news forum, care e standard în toate cursurile. Acum vă arăt cum puteți să creați activități de interacțiune cu studenții, de motivare cu studenții, să evaluați pe studenți prin acest tip de forum care e mult mai liber, mult mai, cum să zic, de evaluare, de reflexie asupra unor probleme, de găsire în comun. E o activitate de grup foarte bună, foarte utilă pentru studenți, mai ales în această perioadă în care se pot încuraja unii pe alții să găsească răspunsuri sau soluțiile ele. Și bineînțeles, dacă este o activitate de evaluare a studenților, e bine să dați ceva notă pe ea. Da? Bineînțeles, din nou, putem să avem capacitatea să verificăm când sunt note și cum sunt acele note și cum sunt notele și ce tip de agregare există, da? Deci dacă este pe media notelor, pe numărarea notelor, etc. Și pe ce tip sau fără notă. Deci asta înseamnă sunt cine are posibilitatea să dea note în acest curs. Și aici sunt tipurile standard în care din nou pot să selectez că separă grupurile. Și așa cum am mai zis, deci la modul de grupuri, întotdeauna dacă selectezi separă grupurile, poți să dai notele pe grupe. Deci că am fost întrebată tot timpul, cum pot să dau notele pe grupele care le-am creat, nu să-i văd pe toți la un loc. Da? Că am
forumul și activități create. Da, și atunci selectez care grup. Aceasta este o activitate de forum și conotare automat doar pentru un grup. Doar grupul A va vedea această activitate, nu și celelalte grupuri. Și din nou pot să restricționez accesul și prin parole și prin tot felul de alte activități. Și acum îi face, salvează și afișează. Și vă voi arăta cum arată această întrebare, această activitate de tip, de tip text. A puțin, da? Și îmi spune că da, aceasta este activitatea. Și acum eu adaug, vedeți că îmi spune, în grupurile pentru A și în grupul A, că ăsta e gruparea mai mare, mai am o grupă. Pot să zic că asta e o întrebare numai pentru o subgrupă din grupă. Deci, în momentul în care eu am făcut acea opțiune cu separă grupurile, pot să mă duc în câte, să rup această activitate și aceste întrebări pentru fiecare dintre ei. Și acum vei zice că, nu știu, voi pune o întrebare. Opa, scuze, l-am mărit mai mult decât era cazul. Nu puțin. Da? În care voi pune întrebarea și voi zice trimite intervenție pe forum. După cum vedeți, aici de la avansat, ca la absolut toate intervențiile pe forum, am mai multe opțiuni în care să zic da, există discussion subscription, adică voi primi notificare prin e-mail la fiecare, fiindcă am lăsat acel lucru opțional. Țineți minte, nu l-am făcut obligatoriu pentru nimeni, ci mi l-am lăsat opțional. Vreau să primez notificare pentru fiecare discuție sau nu, care, fiecare răspuns care îl voi primi aici să-mi vină pe e-mail. Nu doresc acest lucru, vin eu să-l citesc, că nu vreau să primez mail de câte ori un student răspunde câte ceva, fiindcă vin eu să-l citesc și să zilnic și să le dau un feedback studenților. Da? Din nou, pot să spun, trimite mail acum sau nu? Și cui? Doar la grupa 1-1. Ce tip de intervenție există și cum? Și acum vă zice, trimite intervenție pe forum și în momentul acela mi-a venit întrebarea în care mi-a spus că asta este întrebarea. Vedeți că se vede clar că nu sunt, cum să zic, subscribe la el. Și automat pot să văd și discuțiile. Dacă sunt mult mai multe, pot să-i fac steluță și să o văd pe aceea mai mult sau ceva de genul ăsta. Deci oricâte întrebări pot să le pun. În momentul în care voi selecta acea întrebare, dacă există studenți, voi putea să văd răspunsurile pe care le dau fiecare dintre la fiecare dintre întrebări studenții. Și astfel să pot să evaluez răspunsurile. Eu fac acest exercițiu cu studenții, de exemplu, din anul 4 de la tehnologii multimedia, cu care am și o activitate prin care ei trebuie să realizeze un proiect împreună cu colegii lor americani, lucrează în echipe de câte doi și așa îi întreb în fiecare săptămână, dacă, pentru că nu avem cum să controlăm, să vedem ce fac ei. Care le este problema, cum au reușit să integreze, zicem, aplicația de realitate augmentată. Dacă au reușit să treacă în Padlet informațiile de analiză asupra uneltei pe care au, etc. Deci, în momentul acela, ei scriu și ei îmi răspund fiecare forum pe grupe. Deci, că acolo sunt 16 grupe de obicei de studenți, între 15 și 20 de grupe de studenți care lucrează în echipe mixte română-americane ca să realizeze un produs. Și, de exemplu, atunci îl folosesc foarte util, deci chiar foarte util. Da? Poate să fie folosit în foarte multe activități. V-am dat aici doar câteva exemple. Și în momentul în care eu fac răspunde, pot să răspund și să scriu orice răspuns doresc și acel răspuns să fie vizibil și să se vadă de către mai mulți care pot să răspundă la prima, la următoarea, să răspundă pe bucăți și să se creeze oarecare emulație între studenți în care să comunice anumite informații sau să dea anumite informații. Da? Deci aceasta este o altă modalitate de a crea
oarecare interactivitate între studenți, ai putea îndemna să realizeze activități care să comunice online între ei, să participe mai activ la activitățile pe care le faceți, printr-o activitate prin care la sfârșit poți să le dai și note dacă doresc, poți să le faci evaluare sau la cei care sunt foarte activi să le dai un punct în plus. Este decizia fiecăruia cum dorește să motiveze studenții și în funcție de ce tip de activitate a gândit. Dar pot să fie foarte diverse. Deci pot să fie, cum am spus, activități de reflexie, de evaluare a unui produs, a unei unelte, a unei scheme. Nu știu, ați spus o schemă, de exemplu, de la un motor și vreți să îi întrebați pe student să găsească unde e eroarea sau care este modul de unde se folosește acel motor sau cum l-ar putea folosi sau ce lipsește din el și să indice ce lipsește. Sau cum sunt FAQ-urile, întrebări cu răspunsuri standard din alte forumuri de la aplicații software, că nu știu cum se trece o adresă de e-mail nouă în modulul de Zoom. Și ei să vă treacă răspunsurile acolo și să se încurajeze fiecare unul pe altul care este răspunsul cel mai bun sau cel mai interesant pe care îl dau. Acestea am vrut să vi le arăt legate de calendar și de forum astăzi.